nici participanți la întâlnire cu diaspora nu se lăsa să parcheze aici. Și că Republica Moldova e și patria lor. Dar să-și caute loc de parcare în altă parte. O scot și pe asta, amuș. Nu-i voi. Numai presa are voie să-și scoată aparatele. Și gata. Poliție. Căcălău, puzderii, camere de supraveghere până sus. Cam asta e întâlnirea diasporii organizată de guvern.